Procesul în care magistrații olteni au judecat contestația familiei Melencu privind decizia tribunalului Olt de a fi scoasă la vânzare prin licitație mașina cu care Dincă l-a răpit pe cele două fete, Alexandra și Luiza, a început la ora 9:30. Mama Luizei a dat pentru a doua oară ochi cu presupusul criminal al fiicei sale și i-a cerut să spună adevărul despre dispariția fetei. I-am și cerut, omule, spune adevărul, nu vrem să aflăm decât adevărul. Știm că tu ești o rotiță dintr-un angrenaj la care judecătoarea mi-a zis că mă acceptă, dar data viitoare, dacă mai iau legătura cu inculpatul, mă scoate afară. Bun, v-ați privit un moment ochi în ochi? Da. În momentul când doamna judecătoare i-a spus ca să spună adevărul, că sunt mama Luizei Melencu și noi nu vrem să aflăm decât adevărul ce s-a întâmplat cu Luiza. Și ultima dată când i-am zis, omul îi spune adevărul, el a zis că nu sunt lăsat. Familia Luizei Melencu a cerut oprirea vânzării mașinii cu care Dincă l-a răpit pe cele două fete. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a scos la vânzare mașina cu 1033 de lei, iar dubita care era parcată în curtea lui Dincă a fost scoasă la licitație cu 5017 lei. Această mașină trebuie să vedem. Dacă este una și aceeași care a circulat pe lângă Luiza, trebuie să vedem dacă nu cumva au fost semne de la alte persoane. Nici Gheorghe Dincă nu și-a dat acceptul să fie vândute mașinile acum. Tribunalul Olt a amânat luarea unei decizii, următorul termen fiind mâine 24 iunie.